Legendele Premier League, un nou episod împreună cu Florin Gardo și Ilie Dumitrescu. Stăm de vorbă astăzi despre un atacant la care probabil că prima amintire, prima imagine este că și-a mușcat adversarul, dar pe lângă asta a făcut și multe alte lucruri benefice fotbalului, ca să zic așa. Luis Suarez, cel care, bineînțeles, vine din Uruguay, ajunge pe la Ajax, mă rog, ajunge în Olanda, pe la Groningen, apoi îl ia Ajax și după aceea face pasul de la Ajax la Liverpool. Unii ar zice de la Liverpool face pasul mai departe spre Barcelona. Da, în momentul în care Liverpool îl cumpără pe Luis Suarez, Steven Gerrard e... Ăsta reprezintă un argument și pentru Steven Gerrard să mai tragă de el, să rămână la Liverpool și să mai încerce să câștige un trofeu, pentru că, un titlu de Premier League, pentru că ăsta era un semn că totuși se fac niște investiții, poate nu la nivelul adversarelor. Știm foarte bine, totul a fost schimbat după apariția lui Roman Abramovich la Chelsea și apoi tot felul de investitori în fotbalul englez. Și aici vine Luis Suarez, un atacant de mare clasă deja și care să ajute Liverpool să câștige un titlu. Nu a reușit să facă lucrul ăsta, dar Luis Suarez este un, iarăși, un atacant antipatic, cred, pentru... la estetica fotbalului, mă refer. Pentru fundaș și... Nu pentru noi. Da, și nu pentru noi. Are noroc că a jucat la Liverpool, care cred că mi-era și mie puțin antipatic, dar în fine. Mie îmi plac ăștia mai eleganți, mai no, nu știu, mai... Dințosul, eu sunt fan Suarez. Pentru că el a intrat așa în fotbalul mare treptat. Spuneai de Olanda, acolo s-a distrat. El s-a distrat în Olanda. 80 de goluri, câte goluri a marcat prin Olanda? 80 de goluri. La aia. Formă Dalglish. Dalglish. La UCP, Andy Carroll, n-a fost un transfer reușit și cumva s-au reorientat spre Suarez să aducă așa... Acum că mi-a adus aminte ce idee aveau ăștia de la Liverpool de atacanți. Da, mi-a uite că noi făceam la fotbal european Premier League și este clar că Suarez a devenit, cum să spun eu, iubit așa peste noapte și la Liverpool. Am văzut niște execuții, am văzut acum că pregătim la fotbal niște materiale cu goluri de-astea de referință și era un top al golurilor marcate de Suarez. Deci să vezi cum primește mingea pe poziție viitoare cu adversar în spate, cum se interpune între adversar și minge, cum oprea pe piept, după care cu stângul. Chestii de-astea numai Suarez, adică marca Suarez. După care, clar că pentru cei de la Liverpool... nu s-au simțit confortabil, dar nici nu putea să-l oprească să facă pasul la Barcelona, la Barça, cu practic cu Luis Enrique și Messi și Neymar. Și acolo s-a întâmplat lucruri fantastice și a fost practic cea mai, să spun eu, cea mai de referință așa, în ultimii 10-15 ani, tripletă de atac Neymar, Messi, Suarez. Și pe la Barça cred că a marcat ceva, cred că 100 și ceva, 140 de goluri. Eu îi spuneam că e o bestie, în afară că îi spuneam și dințos, era o bestie așa pentru că... Așa și e? Da, era... Încolo de Barcelona care... Agresivitatea de asta pozitivă, adică omul și sufletist, adică dacă îl vezi, da, mă rog, a ieșit cu excesele de rigoare. Dar eu mi-am aminte de Suarez la final, știi, când am plecat de la... Vezi omul ăla dur, agresiv, forță, viteză și pe urmă vezi cât de sensibil e, pe mine m-a impresionat la conferința de presă când și-a luat, mă rog, când a spus, ultima conferință de presă la Barcelona, și-a luat adio din la colegi, de la toată lumea și nu știu, chiar am rămas așa cu Suarez, o chestie extraordinară, mie îmi place. Da, cred că și lui Florin îmi place ca atacant, ca goal-getter. Cam care ar fi? El, cum spunea Ilie, se face foarte repede plăcut, în primul rând, în Premier League, mă refer, în primul rând pentru că dă gol. Și dacă ai venit, ai dat goluri, ești iubit de tribune. În al doilea rând, ca atitudine, ca spirit, ca agresivitate, chestiuni care se cer în Premier League.
Cred că pasiunea lui s-a văzut și în teren și în afara lui. Apropo de ce zicea mister cu plânge la conferință, mi-au aduc aminte perioada din Anglia când mereu arbitrii, dacă era o decizie nefavorabilă, hărțuia efectiv fundașii centrali, adică era foarte incomod de jucat împotriva lui. Și știu că se vorbea în presă mereu de work rate, care work rate, mai pe românește muncitor, adică pe lângă calitățile evidente de atacant și faptul că dădea foarte mult goluri, foarte multe goluri și am scris și în Olanda, am scris și în Premier League, am scris și la Barcelona și la Atletico. Și la Atletico, da. La Atletico și-a pus. Da. El, pe lângă toate astea, ieșea de pe teren cu senzația că a dat totul mereu. Adică alerga mult, capacitate bună de efort, pleca pe culoare. Un atacant fabulos și cred că ăsta e, pe lângă goluri, unul din motivele pentru care a fost foarte iubit la Liverpool și este în continuare, pentru că pe lângă goluri a făcut și partea cealaltă. A alergat, da, munca. Munca. Da. Da, vorbeai despre hărțuirea fundașilor și sunt curios dacă tu ești, mă rog, par și ești așa un tip mai civilizat, așa. Ai fost învățat, nu? Trebuie să dai și, trebuie să bagi și dintre astea ca să ai succes? Categoric da, adică nu știu, am avut vreo 25 de antrenori cât timp am jucat fotbal profesionist, dar nu știu dacă au fost 2-3 care să nu-mi fi zis că trebuie să fiu mai agresiv. Dar cred că e oarecum o calitate cu care te și naști. Adică nu poți să o înveți neapărat. Ca fundaș, mai au cam aminte când am ajuns în Premier League, ziceau, trebuie să lovești mai mult, pentru că aici ți se și permite, te lasă. Dar, da, poți să o îmbunătățești, dar cred că e nativ. Da? Și ai simțit că ți-a lipsit treaba asta? Adică da, îți doreai să fi fost mai... Categoric. Mai... Două lucruri cred că mi-au lipsit. Agresivitatea și faptul că n-am fost mai vocal. Am fost un tip mai liniștit de mic, am fost un copil liniștit, timid. Și da, sunt două calități pe care nu le-am avut. Ca stoper așa, nu prea ești în... Știi? Da. Adică, nu bifez căsuțele. Da, nu prea bifez căsuțele astea, pentru că, în general, timizii, nu știu așa, poate chiar și eleganții, își găsesc alt rol pe teren. Băi, parcă îi vezi mai mult... Eu știu acela, mi s-a văzut un jucător foarte educat, cu educație foarte bună. Și se confundă că e timid sau că nu știu ce, că personalitate în joc avea. Eu l-am cunoscut la început carieră la Steaua și chiar s-a remarcat așa fără să fac niciun efort de stai extraordinar. Adică erau calitățile fotbalistice, să zicem. Fotbalistice, exact. Da, era, uite, și el recunoaște că e lipsa când nu dădea ghiontul prea tare. Prima dată când l-am băgat, când a debutat, l-am băgat la închidere. Câteva minute, da. Cred că o dată acasă cu Brănești. Meci, cu Brănești, pe urmă în deplasare cu Vaslui, după care l-am văzut cum se pregătește și că arată foarte bine. Ce poveste am cu mister, doamne, n-am povestit niciodată. Da, când m-ați chemat în birou, da, țineți minte? Eu țin minte, că eu te-am chemat în birou, da. Eu mă așteptam, după aceste două meciuri de care vorbește. Așa, eu aveam 21 de ani. Am venit la Steaua de la Chiajna, Liga 2. Da. Și de la echipa a doua a Stelei, care era în Liga 2, deja se făcea echipa cu Gardoș. Știu poveștile de la băieții care erau Filip și care erau, se antrenau cu echipa aia. Și după aceste două meciuri mă cheamă mister înainte de meciul cu Timișoara în birou. Era ca într-o scenă de Godfather. Așa se uita în birou de la Steaua, ce stai jos. Și am zis gata, am zice că mă dăm mut sau trebuie să plec undeva. Deci asta era în mintea mea. Și ți-a fost teamă? Da, mi-a fost teamă. Și a fost așa foarte enigmatic. A vorbit rar și cu pauze mari și creștea suspansul. Și mi-a zis, cum te simți? Bine. Foarte bine, da, nu știam ce urmează și după aia mi-a zis că urmează să fiu titular mâine, urma meciul cu Timișoara și a fost exact
total neașteptat. L-am chemat, mi-am spus, cred că era și Edi în birou, Edi Iordănescu. Nu, eram doar noi doi. Da? Și la un moment dat am întrebat cum te simți. Și am spus, mie mi-a plăcut foarte mult cum te-ai pregătit și în sfârșit vreau să încep titular cu tine, ești ok, da? Și am zis, vreau să devii om de bază în poziția asta, tu o să joci fundaș central, aici o să fie punct fix pentru mine, da. Nu, și am început să joci, era... Și asta ți-a dat încredere, Florin? Adică... Da, evident. Adică, bine, era... Se întâmplase tot atât de repede pentru mine, încât nu prea le mai gândeam, adică jucam numai din entuziasm. Și eram bine pregătit fizic, începusem să câștig încredere și ajunsesem... Aici fizic era nativ sau lucrase și? Apropo și, de ce vorbeam mai devreme. Și, da, au fost ambele, dar... Și când am auzit prima oară de tine, eu? Înainte să vii la Steaua, mă intoxica, m-a asasinat Liță Dumitru la telefon. Domnule, am unul mai bun ca aia de pe la Steaua. Care, domnule, cum îl chem? Gardoș, domnule, de la Chiajna. Bine, domnule, hai că mai umflă și el, așa. Următorul telefon peste două luni. Domnule, ăla de care vă ziceam e mai bun decât ce are Steaua acum. Și tot așa. Atunci am auzit de tine, după aceea, bineînțeles că te-am și văzut. No, formă cu Chiriche și-a făcut un cuplu extraordinar de fundași. Dar nu, a fost simplu pentru mine, pentru că eu ca antrenor aveam calitatea asta de a... Eu tot timpul vedeam un tânăr și mă gândeam la mine cum mi-a dat mie șanse Ordănescu într-o echipă numai cu jucători valoroși, cum știu ce, și a văzut că mă pregătesc bine și că am personalitate și m-a ajutat. Și pe unde am fost? Pe la Baco, pe Cristea, pe Lovin, la orice echipă am fost, eu am promovat jucătorii tineri, că vedeam imediat încredere. Clar că trebuia să văd ceva, că îți dai seama imediat de potențialul jucătorului, dar la el a fost ok, posibil. Știți că a început în episodul despre Luis Suarez, da? Da. Da. Pe lângă, cred că e o chestiune și genetică și formată în spațiu, pentru că e uruguaian, agresivitatea asta vine și de la, eu țin minte, Uruguayul prin, cred că în 86 parcă, sper să nu mă înșel, la Mondial. O tristețe, nu puteai să te uiți la meciurile lor ca spectacol. Tabares a avut un rol extrem de important. Da, numărul unu și a crescut toate generația asta importante de jucători, dar tot ceea ce înseamnă tactic Tabares, el venea de pe la Milan, că la un moment dat a fost și antrenor și pe la Milan, o s-a întors la naționala Uruguayului și practic el și-a pus amprenta în tot ce înseamnă... Tata lor în ceea ce înseamnă fotbal uruguayan. Uruguayan și... Păi tu-l vezi pe Cavani. Dacă tu vezi la Cavani, e același profil, adică sacrificat în orice zonă. Păi. Și Suarez, cred că la primul meci era nouă fals Messi, Neymar stânga și a jucat undeva în partea de extremă. Și în Premier League a jucat pe mai multe poziții, și dreapta, și stânga, și număr 9, și 10. Au chestia asta. De unde v-ați vedea cel mai bine pe lui Suarez? Că mie mi se pare totuși un finalizator. Dacă îl treci pe Messi în bandă, să mai facă și puțin efort pe fază defensivă, înseamnă că s-a impus el ca nou, adică... Da. Și aia a fost, repet, cu Luis Enrique, aia mi s-a portat așa o... A câștigat, venise după la Roma, și venise niște metode noi pe la Roma, eu cam deranjat pe aia după la Roma, filma antrenamentele, vorba le explica, în sfârșit, Luis Enrique n-a prea stat la Roma, l-a pus la Barcelona, a fost pe la Celta Vigo cu Onzue, fost coleg de-al meu pe la Sevilla și a fost o perioadă bună cu Onzue, antrenor secund, Onzue. Și de la Vigo a trecut la Barça și a format, mă rog, echipa aia. Da, Luis Enrique, pardon, Luis Suarez. Luis Suarez. Mai dus spre Luis Enrique. Bun și el. Da, bun și el în alte vremuri. Luis Suarez... eroul acestui episod, dar am divagat, am luat-o spre alte orizonturi, nu-i nimic. Luis Suarez rămâne un jucător important în istoria recentă a lui Liverpool, tocmai pentru că, am zis mai devreme, pentru că a dat, cum spunea Florin Gardoș, după meci nu puteai să ai altă senzație decât că a dat tot ce putea pe teren. Atât deocamdată, ne întâlnim cu un alt star data viitoare.